pregătiri intense, spuneam. Vedem acum proba costumului pentru Alvin. Cum va fi îmbrăcat Alvin la botez? Evident, a sortat perfect cu tatăl. Vedem în material, după care îi spunem Alesiei bună seara. E prima oară când ni-l arată pe Alvin la televizor, în direct vor fi amândoi. Micuțul Alvin, băiețelul Alesiei, se respectă, nu glumă. Cum prima petrecere importantă din viața lui se apropie, își pregătește intens ținuta. Și nu una obișnuită, ci pusă la punct până la cel mai mic detaliu. Moda, 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 despre asta este vorba. Iar asta știe și el. Conștient că toate privirile sunt ațintite asupra lui, a stat cu mințel cât i-au fost luate măsurile. Nu doar Alvin și-a ales costumul, ci și tatăl lui. E foarte tare, da? O să-i placă și Alesiei, nu are încredere în tine. Dar deja am schimbat culoarea, trebuie deja să ne reorientăm. Am mers pe violet și roșu și am ales albastru. Nu la fel de hotărât ca fiul său, soțul Alesiei a aprobat câteva costume până s-a decis asupra unuia. Și într-un final... Îți place? Da, arată foarte bine. Și cam așa va arăta și Alvin, nu? Cam așa ar trebui să arate și Alvin, da. Tot cu cravată sau papion? Cred că cu cravată. Moda, 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 despre asta este vorba. Milan, Paris sau Londra. Îi spunem bună seara pentru prima oară în viața lui, în direct la TV, Alvin, alături de mămica lui, Alesia. Să rămână, Alesia. Bă, bună, Alvin. Hai, voi ați văzut costumul lui Alvin înaintea mea. Eu am avut tu n-ai fost la probă. Nu, eu n-am acum am dau probă. Seama, vai. Treabă și nici acum nu sunt acasă până la antrenament, că am făcut degustarea meniului pentru botez și am venit să dau jos ce am degustat. Îmi place că te ții de cuvânt. Îmi place că nici măcar în zilele astea intense, în emoțiile astea foarte împovărătoare, nu renunț la antrenament. Bravo, ține-o tot poate, așa. Poate să se uite telespectatorii pe Insta Story la mine și să vadă că muncesc. Și să revenim la subiect, sunt atât de mândră și de fericită că băieții mei or să fie atât de frumos îmbrăcați și că Alberto ne-a ajutat cu chestia asta. Să știi că am avut de copil, de când mi-am dat adolescente, de când mi-am dorit băiat, am zis că la botez o să-mi doresc tare mult să fie îmbrăcați la fel. Fiul și tatăl, tatăl și fiul. Așa că, Alberto, îți mulțumesc din suflet că mi-ai îndeplinit pe vremea când am fost eu botezat, părinții se bucurau că găsesc haine pe mărimea mea. Da, vezi? Acum s-a ajuns la sofisticărel. Da, dar astea, cum adică, e bucuria dacă asta, e fetiță, nu? Trebuie să fie ca mămica sau ca nânșica. Dacă e băiat, trebuie să fie neapărat ca tatăl. Dar mă uitam, ce băieți frumoși ai. Adică, e prima oară când îl văd pe al tău. Pe Alvin l-am mai văzut în fotografii, dar pe jumătatea ta e prima oară când da, văd. Mulțumesc din suflet pentru compliment. Băi, dar ce băiat ai luat. Da, 1,90 m. 90 are? Da. Acum înțeleg eu de ce te uitai strâm de fiecare dată când intrai în platou și mă vedeai pe mine, piticanie, la 1,80 m, ce să... Emidiu, întotdeauna mi-am dorit. Când tu ai unul de 90 acasă. Iubitul meu este fixul bărbatul visurilor mele. Du-te. Da, sunt o norocoasă și le doresc tuturor femeilor să aibă această împlinire. Nu te mai lăuda, că vezi că încep să-l caute și altele și... Nu, n-au nicio șansă. În general, când apar la televizor, spune-i toate defectele.
Ionuț este un familist convins. Aha. Și nu mi-e teamă de nimic. Nu-l mai lăuda, Alesia, oprește-te, ți-am zis. Că astea nu așteaptă, știi cum sunt? Măi, băieții, panterele astea imediat sar pe el. Lui, măi, Dudunielul meu o să aibă costumul lui, sunt așa fericită, nu mai pot. Duminica, eu e prima oară când o să-l vezi pe Alvin în costum. Da, e greu de, da. E totuși, are 3 luni, adică e greu de îmbrăcat. Îți dai seama, săraca nașă la botez duminica viitoare până trage pantalonașii. Mamă, și nu tot timpul, să știi. Pune cămașă, sacou, butoni. Da! Îți dai seama cum o să fie, o spectacol. Și are 2 costume, nu unul. Eu nici de la balul de absolvire al liceului n-am avut butoni. Deci are un costum de acasă până la biserică și un costum de la biserică la local. Eu zic să-i mai dai un costum de la local până la somn. Acasă. Nu se poate. N-am putut să mă decid. La ce v-ați gândit pentru duminica viitoare? Cum o să fie botezul? O să fie tematic Alvin și Veveritele. Alvin și Veverița. Da. Unul dintre personajele care... Te-au inspirat în a-l boteza. Da. Unul dintre personajele care îi vor distra pe copii este o albinuță, pentru că noi așa l-alintăm pe Alvin, zicem albinuțul. Mm-hmm. Așa. Ce să zic, o să fie frumos. Nu știu, astăzi am fost cuprins de emoție și mai eu un, și mai e un post de veveriță la botez? Am cine înțeles. Vrea? Elena n-are nimic. Multe n-are niciun concert cu Andreea Bălan duminica viitoare și vrea să fie veveriță. O aștept cu toată dragostea, vă aștept pe toți. Știi că face țup-țup, adică știe să sară în copaci, să... De pe o creangă pe alta. Elena umblă știe creangă, să facă foarte multe, e o fată foarte muncitoare. Absolut. Și altceva ce ai mai... Deci e decorat totul în tema asta, Alvin și Veverițele. Da, da, da. Alvin și Veverițele. Avem un loc mare de joacă pentru copii. Da. Oricum o să vă aștept și pe voi și o să veniți și cu imagini, să vedeți cum s-au distrat copiii. Uh-huh. Ne-am axat pe copii foarte mult. Am cerut să fie toți copiii celor prezenți. Bun. Am ținut morțiși și le-am făcut un loc de joacă foarte mare. 2 candy bar-uri. Cam la câți invitați vă așteptați? Vreo 200. Cât? 200, hai cam așa. Hai de mine. Măi! Mamă, câți bani faceți la botezul ăsta? Nașul nostru este unul dintre cei mai mari impresari din țară. Nașul impresar? Cum? Marius China ne botează. Ha, Marius? Meu. Nu-mi zici, Marius China este naș? Da. Oh, deci trebuie să faceți un botez mare cât China, că... Păi nu? Să vină tot poporul chinez. Asta zic. Bine. Trebuie. Nu știam că el botează. Nu. Acum înțeleg de ce sunt 200. Trebuie să vină toți, îți dai seama. Păi toți organizatorii. Obligație, că altfel nu mai primesc concerte anul ăsta. Poftim? Lasă. Nu contează ce am zis. Important este să vă distrați și să treceți frumos și peste. Cel mai important este că o să fie o zi memorabilă pentru noi și o să avem niște amintiri foarte frumoase, imortalizate, pe care o să-i arătăm lui alții mai târziu și suntem mândri de lucrul ăsta și fericiți și recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat. Bine, să ne facem surpriza asta. Ultima întrebare, scurtă și întrebarea scurt și răspunsul. Câte kilograme mai vrei să slăbești de astăzi până duminica viitoare la botez? Nu știu, nu mi-am propus nimic, doar muncesc. Nu mai vreau să-mi propun nimic, vreau doar să muncesc și atât. Și ce-o vrea Dumnezeu. Seară bună, Alesia, du-te la sală. Sunt deja. Ești deja la sală. M-a certat băieții, m-au închis pe balcon. E ziua în care a degustat meniu, trebuie să se ducă să dea jos calorii.